Să rog, la ce faceți, tati? Gara de Nord, România. Vrei să-ți iau ceva dinăuntru? Salutare, prieteni nașilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam, iar astăzi nu este o zi la Glovo, cum v-ați obișnuit. Astăzi facem ceva diferit. Ajutăm un om al străzii, merg să caut pe cineva, sunt la Unire acum și am să-i fac cumpărăturile. Vreau să-i zic, băi omule, ai 100 de... Mamă, ce mi-a spart ăsta timpanul. Ziceam că vreau să-i spun, băi omule, ai 100 de lei, o limită de 100 de lei, din care poți să-ți cumperi ce vrei tu dintr-un supermarket. Îl iau frumușel de mână, o iau dacă e o vreo femeie, să vedem pe cine găsesc și îi spun, fă ce vrei, cumpără-ți ce vrei de 100 de lei. A trecut ceva timp de când am mai făcut o faptă bună de la clipul cu paznicul comunist în Lidl și am primit foarte multe reacții pozitive la acel clip. Așa că iată-mă din nou făcând treaba asta, o fac de plăcere, căut om, un om al străzii și mergem cu el la cumpărături. Chiar sunt curios ce își dorește un om al străzii dintr-un supermarket. Chiar în acest moment sunt detectiv, încerc să găsesc pe cineva cât de cât ok, adică să nu fie cel mai mare alcoolic. Hai să mă orientez, dau o tură de parcul ăsta la Unirii, sunt chiar în centrul Bucureștiului. Sper să găsesc pe cineva cât mai repede, pentru că mai pe seara am program de livrări la Glovo, n-am să fac clip în seara asta. Încerc să fac câțiva bani pentru mine în 3-4 ore. Știam o femeie undeva peste drum care cerșea în zona asta de am dat eu două sandwich-uri odată atunci în clipul ăla cu mâncare, țigări sau băutură, i-a ales sandwich și i-am dat două sandwich-uri. Mi-a zis că este de obicei în zona aia acolo, în părculeț. Dar sincer nu am mai văzut-o de atunci. Mă duc să arunc un ochi pe acolo, poate o găsesc, dacă nu, mă orientez către altcineva. Nu are niciun sens să mai trec strada, m-am uitat puțin în părculețul de acolo, nu e nici urmă de femeia aia, deși mi-a zis că obișnuiește să cerșească acolo în zonă. Nimeni, bă, chiar nimeni, așa se întâmplă când vrei să faci ceva. Și de obicei când trec pe aici cu livrări la Glovo e plin de ei. Ia uite că în acest moment nu e nimeni, frate. Deci chiar n-am văzut pe nimeni până acum, niciun cerșetor. Ori au împrăștiat ăștia, poliția locală, ori nu știu, ceva s-a întâmplat, dar nu e nimeni în zonă. Mă bucur că la clipul cu paznicul de la Lidl în care l-am ajutat pe băiatul ăla, comentariile au fost cât de cât pozitive, adică nu mi-am luat prea mult hate, în ideea că aș face aceste clipuri pentru cameră și pentru vizualizări. Nu fac asta pentru vizualizări, tocmai de aceea vă îndemn să faceți și voi câte o faptă bună, măcar o dată pe lună. Nu neapărat cu oamenii ai străzii, puteți să ajutați un prieten la nevoie sau nu știu, orice, ajut un om, un bătrân să treacă strada, ajut un vecin să care o plasă cu bagaje până la etaj, nu știu ce să zic, ce chestii de genul și veți vedea că vă veți simți mult mai bine. Pun accentul pe treaba asta pentru că chiar așa se întâmplă. Eu mă simt mult mai bine, v-am zis asta și în clipul precedent, când pot să ajut pe cineva, indiferent de situație. Tocmai de aceea încerc să vă răspund tuturor la comentarii. Am primit foarte multe comentarii pe YouTube legate de Glovo, de angajare, chestii de genul. De aceea am făcut și clipul ghid de angajare la Glovo. Încerc să vă răspund și pe Instagram la nelămuririle pe care le aveți. Așadar, faceți fapte bune, încercați să fiți cât mai buni, mai pozitivi fiecare. Da, și nu uitați, mă găsiți și pe Instagram nightsabes.luap. În fine, haideți să nu ne mai lungim cu vorba, să găsim pe cineva. Ar fi culmea să nu găsesc pe nimeni, că un alcoolic n-aș vrea să servesc astăzi. Vedem ce ne rezervă, dacă nu mă duc și în altă parte, nu știu, plec la Gara de Nord, văd eu pe unde mă arunc, găsesc eu pe cineva, tot găsesc, nu mă dau bătut. Vă, ce ziceți, ce face femeia aia acolo? Caută în gunoi sau aruncă la gunoi? Uite, chiar acolo, peste drum, e o femeie care caută în gunoi. Cel mai probabil e om al străzii, o femeie care trăiește pe stradă. Mănâncă din gunoi. Să rămână, ce faceți, tanti? Dacă veniți cu mine până la magazin aici, vreau să vă ajut să vă iau ceva de mâncare sau ce vreți dumneavoastră, nu vreți să vin sau iau? Nu. Păi de ce? Am luat. Ați luat? Ok, bine. Nu e bun nimeni, pe cine dracu să întreb? Chiar mă orientez să văd pe cine găsesc în zona asta aici. Mare țeapă ce mi-am luat. Ca niciodată nimeni și pe partea asta la Unirii, mă duc și pe partea aia, mă întorc din nou la Unirea Shopping Center și dacă nu găsesc pe nimeni nici acolo, nu știu ce fac, încep să cred că e imposibil ceea ce se întâmplă astăzi. Nimic. Zero, frate. Zici că i-a măturat careva. I-a măturat poliția locală. Nu e niciun om al străzii nicăieri. Liniște și pace astăzi. Băi, și ca să înțelegeți de ce încerc să fiu mai selectiv astăzi, adică n-aș vrea să iau chiar pe oricine. Haideți să vă arăt. Vedeți pe omul ăla care doarme acolo pe bancă, este omul al străzii. Vedeți de fapt ce colecție impresionantă de sticle are. Are una, două, trei, patru Timișoreana și patru sticle goale de Neumark.
Mi-ar fi chiar nașpa să-l iau pe el, să-i cumpăr ceva. Mai bine mai insist să caut pe cineva cât de cât ok. Că așa aș putea să găsesc pe oricine, dar eu zic că nu merită. Și așa că mai bine mai pierd puțin timpul pe aici până găsesc o persoană acceptabilă. Probabil nu mă vine să credeți, dar n-am găsit pe nimeni în zona la Unirii. Băi, chiar nu era nimeni, frate. Erau 2-3 alcoolici și atât. Mă duc în Gara de Nord, acolo cu siguranță găsesc pe cineva. Dacă tot am ieșit să fac faptele astea, iau pe cineva de acolo care pare cât de cât mai ok, chiar dacă nu găsesc o femeie, un băiat, un copil, mai așa, mai amărât, nu știu, o să iau pe cineva, vreau să fac fapta asta bună azi. Am venit hotărât să fac treaba asta și am să o fac până la urmă, chiar dacă, după cum puteți vedea, cred că am deja o oră de când mă învârt să ajut pe cineva, să găsesc pe cineva și sincer nu găsesc pe nimeni. E dubios, tare dubios, unde au dispărut toți oamenii ăștia. This is Gara de Nord, România. E prim, ăștia, ăstora chiar poți să le spui boschetari, pentru că sunt boschetari, frate. Ia uite. Ăla chiar era boschetar. Ăla nu se supăr dacă îi spui boschetar, că știe și el atât timp cât se pune să doarmă pe jos în halul ăsta. Ăștia ce vedeți voi aici sunt jeepcari care stau și îți oferă locuri de parcare. Sunt șefii locurilor de parcare, ăștia. Și cine știe ce alte nebuneți mai vând dacă vin în zona asta. Și întreb. Ce fură ce faci? E vreun supermarket aici în zonă, vreun Mega Image? E vreun Mega Image mai încolo? Supermarket sau? Mega Image. E magazin. Magazin? Cum? Dar ce e? Noua Bila. Noua Bila, mai încolo. În capăt. Vrei să-ți iau ceva de acolo, dinăuntru? Vrei să-ți iau ceva dinăuntru? Un suc, dacă vrei. Hai, veniți cu mine că vă iau de acolo. Dar nu, că vreau să vă iau mai mult. Haideți cu mine că vă iau ceva de acolo. Zicea lumea că e periculos pe aici noaptea, în Gara de Nord și ăstea, seara, sunt mulți și vagabonți și toate astea pe aici. Mulți drogați și prostitoate am auzit că sunt, nu? Da, și prostitoate am auzit că sunt, nu? Da. Dar băi, omul ăsta e în cărucior cu rotile, a zis că trăiește pe stradă de 30 de ani, am să intru cu el aici în Carrefour Express. Hai să văd unde îmi las și eu bicicleta, o las aici legată de stâlpul ăsta, sper să nu mi-o ia cineva. A zis și el că e plin de boschetari, de hoți, de drogați aici. Haideți cu mine. Lasă să vă deschid eu ușa. Puteți? Da, așa. Hai, mă ajut eu. Da, pe acolo, da, haide. Puteți intra, vă lasă să intrați. Șerifule, de 100 de lei ce vrei tu, matale, orice de aici. Stai așa să iau un coș. Da, și mi-e lor coșul ăsta să iau și eu, să iau omul ăla ceva de pe aici. Ce vrei, matale, de 100 de lei și suc și ce vrei tu, ai zis, de oriunde. Ce vrei să luați? Niște brânză de aia de acolo? Să nu fie salată. Deci să nu fie salată, fără sare. Stai să vedem mai să fie cineva pe aici. Dați-mi o bucată de brânză, dar nesărată aveți? Să fie nesărată. E ok așa? Ok. Ok. Atât, atât, mulțumesc. Nu stai așa să-ți iau. Ia bagoți. Ce mai vrei, matale, de pe aici? Ce-ți fie, roșii? Hai la roșii unde, partea asta aici, da? Câte să-ți spun de asta? 4 roșii, nu? Ce? Nu se până la 100 de lei, orice vrei, ia-ți tu ce vrei, matale, de aici, de 100 de lei. Asta, fasole bătută, da, da. Astea sunt bune, că și eu, chiar și eu am mai mâncat de asta. Da. Și chiar e ok salata asta, deci de la ăștia chiar am mai mâncat și eu și era bună salata asta de vinete. E rece? Da, uite, asta e mai rece. Trebuie să vă pun să nu o bag peste roșii. Hai, unde mergeți? Nu, haide să mai luați, haide să mai luăm ceva. Hai, șerifule, încoace, vino că-ți vreau să mai iei ceva, orice. Nutella, dacă vrei să-ți mai iei niște pâine să mânci cu asta, că aia nu s-a putea ajunge. Ia-ți mai iați o pâine fereată, dacă nu, din partea aia, să-ți pui direct pe aia, sau nu știu. Mai e o pâine.
Îți iau unde ăsta, un cozonac? S-a dus pe lungul ăsta. Mi-a trecut și acum mă duc cu infecție la 3 minute. Uita, sigur mai vreți altceva, să nu mai iau, ce să nu mai iau, nu mai vreți nimic? Nu, orice mai... Așa, asta e apa mea. E din afară? Nu, nu, e apa de aici, dar e a mea, că astea ne-am luat la cineva. Nu, scuze, da, nu, 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 da, păi nu, că tu n-aveai de unde să știi că... Nu, 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 că nu. Și acum să vedem, surpriză, bicicleta mea a dispărut. Da, bă, șeriful, eu ți-am zis să-ți iei de 100, n-au fost decât de 60 de lei aici. Hai să-ți mai dau vreo 20-30 de lei aici, că vrei să mergi mâine la copii sau unde vrei să mergi? Vreau să merg mâine la copii, tata, acum stau să fac bani. Am 20-23 de lei, mă, am tot am la mine, n-am la mine asta, ia-i poște așa. Fiți urez sănătate, toate cele bune, ai grijă de matale. Noroc, salut, baba! Gata, băi, prieteni, despre asta vorbeam, în starea asta de bine, vă zic că mă simt foarte bine că am putut să-l ajut și că l-am găsit pe el, pentru că cu siguranță era nevoie omul. Mi-a mulțumit frumos pentru produsele pe care i le-am luat. Nu și-a luat decât de 60 de lei și eu tot i-am spus, ați văzut, mai azi, mă, mai azi, mâine până ajungi la 100 de lei. A zis că n-are ce să-și mai ia, îmi pare bine că nu era alcoolic, adică ne-a zis că nu bea. A băut la viața lui, ca fiecare, toți avem momentele astea. Probabil când viața ne încearcă și vezi că ți-e pusă viața în pericol, te oprești din toate nebunile astea, alcool, droguri și toate cele. Părea un om ok, cred că ați observat și voi, vorbea prea încet. Sper că ați putut să înțelegeți din puținele vorbe pe care le-a spus. Faceți și voi fapte bune, eu le fac din inimă. Nu mă judecați pentru că m-am filmat în același timp. Vreau să dau un exemplu prin treaba asta. Încercați, v-am spus și în celelalte clipuri, încercați să faceți treaba asta, lăsați puțin de la voi și veți observa că vă veți simți mult, mult, mult mai bine, fraților, și dă oarecum o dependență. Eu am să mai fac treaba asta și pe viitor pentru că mă simt bine făcând chestiile astea. În fine, nu știu, dacă aveți această posibilitate și se ivește o ocazie să ajutați pe cineva, nu ezitați să o faceți, vă va da o stare de bine personal din toate punctele de vedere. Eu mi-am încărcat bateriile prin acest lucru, prin ce am făcut azi, nu e cine știe ce, m-am cheltuit 100 de lei, cred că nici 100 de lei, că a fost mâncare de 60 de lei și i-am dat vreo 23 de lei pentru că atât aveam la mine. În fine, cam asta a fost, fraților, cu voi a fost Varlam, toate cele bune, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip, abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o, pentru că vor mai urma și alte clipuri de acest gen. Pa, pa, fraților, toate cele bune!